Bine, v-am regăsit pe cei din Zodia Balanță. Am făcut o etalare pentru luna decembrie, pentru dragoste și carieră, pentru voi, pentru doamne și pentru domni. Să vedem ce vă așteaptă în această lună și câte trei cărți la fiecare din tarotul romantic. Haideți să vedem. Voi vorbi prima dată despre doamnele singure din Zodia Balanță. Cele care sunteți singure, se pare că în această perioadă alegeți să faceți o călătorie cu siguranță, multe din interes de serviciu. Iar multe dintre voi vreți să faceți o călătorie doar de relaxare și de o schimbare, pentru că sunteți într-o tranziție, ați avut o despărțire de cineva, un bărbat care mi-apare aici destul de interesat financiar, un bărbat destul de fals, un bărbat destul de, ca să spun așa, care se victimizează foarte mult, un bărbat destul de suspicios, un bărbat care practic nu este pentru dumneavoastră. Din câte mi-apare, bărbatul ăsta urmează să se căsătorească sau este deja însurat, are altă relație stabilă unde totul merge foarte bine din câte văd aici. Iar lucrul ăsta o să vă facă pe dumneavoastră, cele care sunteți singure, acesta reprezentând trecutul, o să vă facă să plecați, să schimbați mediul, parcă vreți în luna asta să vă relaxați, să petreceți alături de familie, timpul alături de prieteni. În niciun caz nu văd o revenire din partea lui. Pe multe dintre voi care sunteți singure în această lună, vă văd foarte mult înconjurate de foarte multă lume, mai mult prieteni, poate având și aventuri, însă nicio relație stabilă, parcă nu vă stă gândul la asta. Parcă vă interesează mai mult cariera, vă interesează mai mult să vă relaxați, dar în niciun caz dragostea. Pentru cele care sunteți într-o relație stabilă, care sunteți căsătorite, pentru cele care sunteți căsătorite și într-o relație stabilă, se pare că în această lună multe dintre voi veți sta destul de bine. Chiar dacă partenerul este destul de interesat financiar și destul de, în multe dintre cazuri, destul de hoț, văd că totuși lucrurile parcă se așează. Urmează să se așeze în bine. Se victimizează foarte mult, este foarte gelos, foarte posesiv, foarte suspicios, însă împreună veți găsi cheia și soluția. Să aveți înțelegere. Mulți dintre voi aveți și copii, din câte văd. Și mulți dintre voi veți reuși să găsiți cheia și soluția cum să rezolvați probleme dintre dumneavoastră și partener. Nu vă văd că v-ar fi înșelat, însă văd că dumneavoastră vreți să plecați undeva și cred că asta pe partenerul va deranja foarte tare. Probabil că multe dintre voi veniți de undeva, veți veni de undeva, ați fost plecate și urmează să vă întoarceți acasă la partener și acesta vă va primi, dar destul de supărat. Multe dintre voi vă văd care ați stat plecate, întreținându-vă partenerul și întorcându-vă acasă și având probabil o discuție aprinsă cu el pe tema aceasta, datorită faptului că nu s-a îngrijit de casă cum trebuie, de copil, multe care sunteți plecate. Pe multe dintre voi, care de-abia ați cunoscut pe cineva, vă văd făcând pasul către căsătorie, care ați cunoscut pe cineva nou. Vă văd ori să cunoașteți pe cineva nou, dar cred că mai degrabă urmează, ați cunoscut deja persoana respectivă, pentru că văd că ori a urmat o mutare, ori urmează o mutare și o căsătorie, ceva foarte frumos care va fi de durată, ceva care vă va bucura foarte tare. În ce ține de partea financiară și de carieră, în luna aceasta vă văd că nu vă stă gândul la asta, clar nu vă stă. Succes aveți, noroc aveți, invitații aveți, posibilități aveți, însă nu vă stă gândul la carieră, vă stă gândul mai mult la dragoste, sunteți foarte melancolice, vreți foarte mult să ieșiți, multe dintre voi vreți să vă și relaxați. În tarotul romantic, același lucru mi arată pentru
pentru cele care sunteți singure, faptul că veți decide să plecați sau să faceți o schimbare, având în vedere că partenerul și-a găsit pe cineva stabil, cel din trecut, și a ales să-și creeze un viitor cu această persoană și nu mai are sentimente pentru dumneavoastră, acest lucru vă va afecta destul de mult. Vă văd ca niște aventuriere în această perioadă. Veți foarte multă aventură. Veți avea foarte mulți pețitori, ca să spun așa, foarte mulți admiratori, însă nu veți lega nimic serios. Veți copilări foarte mult în această lună. Clar, asta e clar. Bun, pentru bărbații din zodia Balanță, haideți să vedem. La voi stă situația în felul următor. Se pare că în această lună aveți mari, mari, mari probleme financiare. Vorbesc de cei care sunteți căsătoriți. Aveți mari probleme financiare și cei care sunteți singuri. În ce ține de dragoste, pe mulți dintre voi vă văd tătici singuri acasă, cu partenera plecată, care vă trimite finanțe și dumneavoastră vă ocupați de casă. Partenera având pe altcineva acolo unde este și chestia asta supărându-vă foarte tare. Nu vă văd foarte ok în această lună. Partenera urmează să se întoarcă acasă, iar veți avea niște discuții foarte aprinse. Este posibil ca să decideți să vă despărțiți, ori este posibil ca să faceți un compromis ca să ajungeți la înțelegere, să mergeți așa mai departe, ori să rămâneți prieteni și atâta tot, pentru că dragoste între dumneavoastră și partener nu mai și parteneră nu mai văd. Cei care sunteți singuri, cei care sunteți singuri din zodia Balanță, se pare că în această lună se întoarce cineva din trecut. Se întoarce cineva din trecut care călătorește foarte mult, o femeie care călătorește foarte mult, o femeie bazată financiar, o femeie care este foarte sociabilă, o femeie care este posibil să fie și căsătorită sau să aibă o relație stabilă. Se întoarce la dumneavoastră și vă dă viața peste cap, practic. Vă văd foarte casnici, foarte, nu știu, parcă nu vă stă mintea la dragoste. În niciun caz nu vă stă mintea la dragoste. Mai mult pot să spun, visați să aveți acest lucru, dar nu mai credeți în ea. Nu mai credeți în dragoste, ați fost foarte dezamăgiți și nu mai credeți în ea. Au fost foarte multe aventuri, foarte multe aventuri romantice, ca să spun așa, dar nimic, vă văd singuri, nimic, nimic stabil. Pe cei singuri veți rămâne singuri chiar dacă fosta se întoarce, parcă nu veți vrea să, persoana aceasta care este într-o relație, nu veți vrea să aveți o relație cu ea și nu veți da curs. Asta este clar în această lună. Cam asta pentru zodia Balanță, pentru luna decembrie în dragoste și în carieră. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.